prima dată am călcat sălteaua de la școala sportivă de rezervă olimpice din Călăraș, unde am făcut puține antrenamente în sală, mai mult am avut afară calitățile fizice. Peste jumătate de an merg la campionatul Europei, unde eu nu știu ce înseamnă campionat Europei pentru mine. Și mergând tot lotul Republicii Moldova de cadeți, am obținut locul întâi la cadeți, la vârsta de 15-16 ani. Eram unica din Republica Moldova. Mergând mai departe, am obținut campion european la junior, la o vârstă mai mare decât cadeți. Am obținut locul întâi, unde merg a doilea an iarăși locul întâi, a treia oară am obținut iarăși locul întâi la junior. Toți care mă știu și m-au văzut credeau că am avut noroc și le-am demonstrat și a treia oară că eu pot. Și unde merg și la un campionat de mondiale, în București a fost în 2011, alte realizări a mele au fost participarea la Jocurile Olimpice din 2016, unde nici nu m-am așteptat ca să ajung eu, unica sportivă din Republica Moldova, la lupte feminine, o să ajung la Rio de Janeiro, mergând la un campionat în Ungaria. Nu știam că port sub inima mea încă a doua inimă. Am luptat chiar cu Rusoaica, adversara mea. Și parcă simțeam că sunt mai puternică. Mă vedeam mai plină de energie. Dar a doilea caz, chiar acum am trecut în 2017 și am spus soțului, e timpul să vină frățiorul Andreea, că deja Andreea are 4 anișori și eu vreau ca să reușesc și la Olimpiada din 2020. Merg 2 luni, mă antrenez și merg la un campionat Europei, la campionat Europei de seniori. M-am simțit foarte bine, merg acasă, trece 2-3 zile și Mihăiță bate la ușă. Dragi femei, nu cedați, mergeți înainte. Până la culmele succeselor, indiferent de situație, tu știi că poți!